Salută, prieteni, bine ați venit pe lecții de informatică, da? Și vă invit la un nou tutorial Python aici pe lecții de informatică. Acest tutorial are drept scop să realizăm o aplicație utilizând modulul Turtle din Python, aplicație care să deseneze un pătrat. Deci acesta este scopul acestui tutorial Python de astăzi. Bun, haideți să începem. Voi utiliza de această dată un alt editor, se numește PyCharm. Dacă nu știți cum să descărcați și să instalați acest editor, am făcut un tutorial, cred că a fost cel de-al doilea în această listă de tutoriale Python și acolo puteți să vedeți exact cum se descarcă și instalează acest editor PyCharm. Desigur, puteți utiliza alte editoare, nu sunteți obligați să utilizați PyCharm. Doar dacă sunteți curioși să vedeți cum este să codificați în Python în acest editor. Bun, haideți, voi lansa acest editor și voi crea un nou proiect, Python. Cred că aceasta este prima oară că utilizez acest editor pentru că mi-apare acest mesaj de acceptare a termenilor de utilizare al acestui editor. Da, și atunci să creăm un nou proiect, vom da un click aici pe acest buton, New Project. Așa, aici va fi locația proiectului, dar vreau să o schimb locația practic. Pentru aceea voi da un click aici pe această icoană, în partea dreaptă. Am să schimb locația pentru că am un folder specific pentru Python. Aici este acest lab underscore Python, ia, click pe OK. Așa, aici este vorba despre mediul virtual utilizat de către Python. Este aici o listă. De obicei utilizez prima, acest virtual env. Da? Și atunci să lăsați acest venv, acest VNV aici la locație, să nu îl ștergeți pentru că aplicația nu o să lucreze bine, da? Practic acest lucru este legat direct de acest mediu virtual al Python. Așa, aici este interpretorul, practic acest lucru vine automat, nu vă atingeți de el, da? Numai dacă sunteți foarte avansați în Python și știți ce să faceți. Aici, dacă doriți, puteți să bifați make available to all projects. Dacă dorești acest proiect să fie disponibil pentru toate alte proiecte, eu am să-l debifez, nu mă interesează acest lucru. Acest lucru vine implicit, bifat, acest create a main.py welcome script. Va crea un fișier cu această denumire, main.py, și va fi acolo un script, adică o să fie un cod, mai multe linii de cod. Nu-i văd sensul. Deci am să creez propriul meu fișier cu numele pe care eu doresc să-l atribui fișierului, da? Și atunci eu debifez acest lucru și vă recomand și voi să-l debifați, da? Bun, după care click pe Create. Așa, ne spune aici că directorul nu este gol. Do you want to create a project from existing source? Da, practic putem să dăm aici click pe acest create from existing source și atunci practic îl va pune direct în acest folder sau poți să deschidă un nou folder pentru acest proiect. Haideți să utilizăm acest create from exit sources. Până la urmă nu are foarte mare importanță pentru mine. Este pentru prima oară că utilizez pe acest calculator. De obicei lucrez pe un alt calculator și acolo deja nu mai am acești pași de parcurs. Da? Bun, și vedeți aici în partea stângă, aici sunt proiectele, da, și practic aici avem folderul, acest lab underscore Python, da, pentru că am dat click pe acel create project from existing source și atunci pot crea un fișier direct în acest folder. Dacă dădeam click pe Open Project, cum a apărut acea fereastră, atunci practic crea un nou proiect aici cu altă denumire, dar tot în interiorul acestui folder. Da?
Deci nu face o mare diferență. Bun, puteți să creați un fișier Python în acest proiect, fie mergeți cu click dreapta cu mouse-ul și va apare aici un meniu și puteți merge pe New și aici mergeți pe Python File, apare această fereastră și scrieți denumirea fișierului sau puteți merge aici în meniu pe File, click pe File, după care click pe New și aici selectați Python. Da, și puteți utiliza oricare din aceste metode care vi se pare mai la îndemână și atunci am să scriu aici denumirea fișierului Python desenare pătrat. Așa, după care apăsați asta Enter de pe tastatură, da? Bun, aici este editorul, fișierul pe care l-am creat desenare pătrat.py de la Python. Haideți să eliminăm acest panou de aici și să mărim partea de editare, pentru că acest lucru ne interesează în mod deosebit. Avem și aici, dacă mergem în File, avem acest Settings. Putem face aici schimbări aici la Appearance, adică cum va apare acest editor. Pe monitor vedeți că avem această temă Darkula. Bine, să mă gândesc că ar fi trebuit să fie Dracula, dar probabil că, eu știu, e o denumire specifică, Darkula. Ok, bine, deci culoarea asta de fundal neagră, practic, acest Darkula, puteți să schimbați aici o altă temă dacă doriți, dar eu sunt interesat mai mult de această dimensiune a fontului și mergem, dăm un click aici pe Use Custom Font, așa. Această familie de fonturi este ok pentru mine, dar aici vreau să fac un pic mai mare, să vedeți voi mai bine și mă gândesc la 18, să vedem cât e de mare, dacă nu este suficient de mare, o să mai schimb, ca să vedeți bine pe monitoarele voastre. Da? După care click pe Apply, ok, practic trebuia dat click pe OK, am dat din greșeală pe Cancel, dar văd că modificările s-au aplicat, deci asta mă interesează în mod deosebit, da? Deci observați că dimensiunea fontului este mult mai mare, ia să vedem aici, nu, la, aici nu apare, ceea ce nu este bine, pentru că bine mă interesează în interior și nu neapărat partea asta de exterior. Și atunci mă duc din nou pe Settings, Appearance, și la bine 12, nu mă interesează această parte, mă duc din nou pe Settings și probabil că aici în editor, la font, trebuie să mergem și aici vom pune 18, da. Deci acum ne arată în partea dreaptă cam care ar fi mărimea fontului utilizat în interiorul editorului. Dau direct OK. Da, ia să vedem acum. Da, este mult mai mare. Îl putem face chiar și 20. Și putem și aici în exterior pentru meniu și celelalte părți exterioare să-l facem mai mare pentru că îmi pare destul de mic. Și atunci mă duc aici pe, din nou pe Appearance și atunci haideți să-i punem un 16 aici. Apply, bun, și mergem pe editor, aici pe font și aici atunci punem 20, cred că poate fi și 22, da, apply, ok, da, cred că este bine. Ba, acum putem să începem, am făcut câteva setări pentru a mări fontul, în special asta mă interesa, fontul să fie ceva mai mare ca să vedeți bine ceea ce fac. Bun. Pentru a importa acest modul Turtle, care ne va ajuta să desenăm acel pătrat, va trebui să utilizăm următoarea declarație. From Turtle, acesta este modulul, după care cuvântul cheie import și după care scriem clasa Turtle. Practic, această clasă Turtle este incorporată în limbajul Python. Bun. Putem să utilizăm și alte forme de a importa acest modul, dar această formă mi se pare cea mai utilă din punctul meu de vedere. Așa. Faptul că utilizăm o clasă, acest turtle de aici, putem crea un obiect și atunci voi crea un obiect T utilizând această clasă turtle. Așa.
Și în continuare, pentru metodele care sunt utile pentru a construi un pătrat, voi folosi doar acest obiect T construit pe baza acestei clase Turtle, da? Așa. Bun, haideți să lansăm, să vedem ce se întâmplă în acest moment. Observați că apare pentru câteva secunde fereastra, după care dispare. Pentru a bloca, pentru a opri sau menține acea fereastră pe monitor, trebuie să utilizăm această clasă Screen. Așa. Bun. Și vom crea, voi utiliza acest un SC de la Screen, acest obiect SC pe baza acestei clase Screen. Deci voi utiliza această metodă, ExitOnClick, pentru a opri fereastra pe monitor, da? Bun, haideți să lăsăm din nou. Și acum avem această fereastră pe monitor, se poate vedea, rămâne acolo, nu mai dispare, da? Deci înainte a apărut câteva secunde, după care a dispărut, dar acum nu mai dispare. Deci rămâne pe monitor și aici este acest turtle sau este de fapt un cursor. Și apare aici sub forma de săgeată. Acest lucru putem schimba. Dacă doriți să schimbați forma cursorului, urmăriți unul dintre tutorialele mele făcute pe această temă. Acolo arăt cum puteți să schimbați forma acestui cursor, care se numește Turtle sau broscuță pe limba română. Bun. Și acum eu vreau să construiesc un pătrat. Și atunci trebuie să privim, trebuie să ne uităm la orientarea cursorului. Deci cursorul este orientat spre dreapta, da? Pentru că este o săgeată. Și atunci ne putem da seama că este orientată spre dreapta sau spre est, dacă vorbim așa geografic. Bun, și atunci vom utiliza acest obiect T și metoda forward, da? Pentru a desena latura de jos al pătratului. Utilizând 200 de pixeli, spre exemplu, da? Bun, haideți să lansăm aplicația. Bun. Deci se poate vedea cum cursorul s-a mutat spre dreapta și a desenat acest segment sau această latură al pătratului. Acum ce urmează să facem este să rotim acest cursor spre stânga cu 90 de grade, pentru că vreau cursorul să deseneze următoarea latură al pătratului, da? În partea de sus. Da, deci putem face și în partea de jos, dacă dorim, dar am să mă duc în partea de sus. Bun. Pentru aceea, va trebui să folosesc această metodă left și voi scrie gradele în paranteză pe care cursorul le va utiliza pentru rotire. Deci 90, da? Lansăm și vedem cum cursorul se rotește cu 90 de grade. Ce urmează să scriu pentru a desena următoarea latură al pătratului? Obiectul T, după care din nou această metodă forward și voi folosi din nou 200 de pixel, da? Bun. Așa, și vedem, acum avem două laturi al acestui pătrat, da? Și, practic, mai avem alte două laturi. Este destul de simplu ce trebuie să facem. Trebuie să rotim din nou la stânga, practic, cu 90 de grade acest cursor, da? Și aici din nou cu 90 de grade. Deci mai întâi rotire cu 90 de grade, după care desenare, rotire cu 90 de grade și din nou desenare pentru a, practic, pentru a termina pătratul, da? Și atunci este destul de simplu, vom copia de două ori, practic, aceste două linii de cod, da? Adică utilizând cele două metode, left pentru rotire și forward pentru desenare. Așa, și haideți să executăm din nou și avem pătratul. Acesta este pătratul pe care am urmărit să desenez și haideți să ne jucăm puțin pentru a avea un pic fun, să ne bucurăm puțin de programare. Și atunci, ce am putea face noi aici? Ce lucruri am mai putea noi aici să facem? Un lucru interesant pe care noi am putea să-l facem este să ascundem acest cursor, că nu-mi place cursorul și nici cum arată aici, da? Pentru aceea avem această metodă hide turtle
care ne va ajuta să ascundem acel turtle, acea broscuță, da? Haideți să vedem. Da, vedeți? Nu se mai vede. Nu mai apare acea săgeată. Și practic arată mai bine pătratul în felul acesta. Ce mai putem face? Am putea utiliza culori diferite pentru fiecare latură al pătratului. Da, haideți să facem acest lucru. Cum am putea face acest lucru? Deci, am putea utiliza această metodă color și între parantezele metodei vom scrie culoarea pentru prima latură, cea de jos. De exemplu, să fie verde, adică am să scriu pe limba engleză green. Da? Așa. Vedeți, s-a schimbat culoarea din negru în verde. Pentru a schimba pentru următoarea latură, da, atunci voi folosi o altă metodă. Voi folosi, practic aici trebuie să folosesc la forward, pentru că acum se rotește cu 90 și forward va fi metoda care va desena. Și atunci voi utiliza pen color și voi scrie aici o altă culoare. Spre exemplu, aș putea să utilizez culoarea roșu. Și am să scriu pe limba engleză red. Așa. Și atunci am verde, roșu, da? Și tot așa mai departe pentru următoarele laturi ale pătratului, da? Și acum aici, din nou pen color. Și am să folosesc albastru, blue. Și pentru ultima latură care închide pătratul, am să folosesc violet, din limba engleză. Bun, avem pătratul și laturile sale cu culori diferite, verde, roșu, albastru și violet. Ce mai vreau să fac este să folosesc o culoare de fundal în cadrul acestui pătrat. Da? De exemplu, culoarea galbenă. Pentru aceea, va trebui să utilizez această metodă, begin fill, și aici, la sfârșit, vom folosi end fill. Și pentru a umple, practic, pătratul cu o culoare, deci fundalul pătratului să fie desenat cu o anumită culoare, voi folosi această metodă, fill color, și voi scrie în interiorul parantezelor, cu ghilimele, culoarea pe care doresc să o utilizez în interiorul pătratului, fie galben, care este yellow pe limba engleză. Haideți să vedem. Da, ați văzut? Fiecare latură al pătratului are o culoare diferită, după care în interior apare culoarea galbenă. Bun. Mai departe, ce am mai putea face este să schimbăm dimensiunea cursorului, dimensiunea broscuței, pentru ca linia, laturile pătratului să fie ceva mai groase. Pentru aceea, pot să folosesc această metodă pen size și aș putea să folosesc 4 pixel. Bun, haideți să vedem. Da, vedeți, acum aceste linii utilizate pentru a desena acest pătrat sunt mult mai groase. Deci aceste laturi ale pătratului sunt mult mai groase, sunt mult mai vizibile. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-l fac în acest tutorial este să utilizez o culoare de fundaș pentru fereastră. Da? Bun. Pentru aceea voi folosi acest obiect ZK cu metoda BG Color sau BG Color, da? Și voi pune aici, în interiorul parantezelor, culoarea pe care vreau să o utilizez pentru fundalul ferestrei. De exemplu, negru, da? Și am să scriu aici black. Așa, lansez aplicația. Și aici avem finalul aplicației, da? Avem pătratul, utilizând culori diferite pentru laturi, o culoare galbenă pentru interiorul pătratului, după care o culoare neagră de fundal pentru această fereastră. Practic, acesta a fost tutorialul pe care am vrut să vi-l prezint astăzi. Se pot face foarte multe lucruri cu acest
Turtle și este o modalitate foarte plăcută de a programa și de a ne bucura de programare, după care sigur că trebuie să avansezi cu acest limbaj de programare Python. Trebuie să mă duc spre modul de utilizare al buclelor for, while, da, și în cadrul altor elemente din cadrul acestui limbaj, am să continui să utilizez acest turtle, pentru că este o modalitate plăcută de a programa și până la urmă și această aplicație putea fi realizată mai simplu dacă utilizam buclele for sau while, dar nu am vrut să le utilizez pentru că n-am ajuns până acolo, deci mă duc treptat și în momentul în care vom face aceste bucle for sau while, atunci sigur că vom simplifica aplicațiile utilizând acele bucle. Sau se pot utiliza funcții și așa mai departe, dar nu am făcut nimic legat de funcții, de bucle, ca urmare lăs această parte și utilizarea acestui modul Turtle sau pentru a crea animație și desen utilizând acest modul Turtle în momentul în care voi ajunge la acele elemente în Python. Bine, vă mulțumesc că ați participat la acest tutorial și vă aștept în continuare pe lecții de informatică. La revedere!